A venit și momentul lămuririlor. Noile măsuri fiscale ale lui Ciolacu au ajuns pe site-ul Ministerului Finanțelor. Printre măsuri se află taxe pentru micro-întreprinderi, 1% pentru cele care nu depășesc un venit de 60.000 de euro, 3% pentru cele care sar de 60.000 de euro profit și care au activitate în IT, Horeca, juridic, medical. Pentru IT-iști apare limitarea aplicării facilității fiscale până la 31 decembrie 2028 inclusiv, similar cu termenul prevăzut pentru facilitățile fiscale acordate sectoarelor construcții, agricol și industria alimentară. Este introdus și un plafon până la care se acordă scutirea de la plata impozitului pe venit, și aici mă refer la suma de 10.000 de lei. Impactul creșterilor de taxe din proiectul oficial publicat de Ministerul de Finanțe este zero în 2023 și modificările fiscale ar urma să producă bani în plus la buget începând cu 2024, îți explică expunerea de motive a proiectului. Creșterile de taxe ar urma să aducă 16 miliarde de lei în plus la buget și chiar 20 de miliarde de lei în plus în 2025. Din economii, guvernul ar urma să cheltuiască mai puțin cu 631 de milioane de lei în 2023 și 3 miliarde de lei începând cu 2024. TVA-ul va crește de la 5% la 9% pentru livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență. În plus și băuturile cu zahăr se aleg cu o acciză nouță. Extraordinar. Și gata, uite, am rezolvat problema cu diabetul, cu bolile cardiovasculare, tot ce provoacă zahărul. Gata, s-a terminat. Nemo, astea nu sunt niște măsuri pe care nu le știam, doar că în toată perioada asta am tot spus că nu le vedem, practic, care sunt toate la oaltă, să vedem cum sunt împărțite. Știi ce îmi lipsește mie din cumulul ăsta de măsuri pe care le-am enunțat mai devreme și oricum mai sunt mai multe? Taxarea întreprinderilor mari, propunerea cu care s-a dus domnul Ciolacu la voia să se ducă la Bruxelles. Îți mai aduce aminte că a fost discutată și a spus că o să se ducă să taxeze și 1% din cifra de afaceri. Eu am mai susținut, apropo de taxarea întreprinderilor mari sau, mă rog, marilor companii, că trebuie foarte bine analizată. Înainte de a spune că e o măsură bună sau o măsură rea, vezi care este impactul real, da? Dacă le taxezi, ca nu cumva să pierzi niște parteneri foarte serioși care nu doar că rulează foarte mulți bani în piața românească, dar au și o extindere pe orizontală, angajându-se în relații economice cu multe alte companii românești de data asta. Deci, încă o dată, ca nu cumva impozitând astfel sau suprataxând astfel de companii, să te trezești că dărâmi așa, că creezi un efect de domino. Încă o dată, nu spun nici că e bună, nici că e rea. Trebuie foarte bine studiată. Să înțelegem prin măsurile astea pe care le vedem că a fost foarte bine studiată și a fost abandonată, cum că nu ar fi bine pentru România. Dar ceea ce vedem în această multitudine de măsuri, am observat cum vor ei să reducă cheltuielile bugetare de la când? De când? Păi, ce înseamnă? Din noul an fiscal, dacă nu poți să le... Nemo, cât am zis mai devreme, 670 de milioane de lei vor să reducă anul ăsta și anul viitor undeva pe la 3 miliarde, dacă nu mă înșel, dacă zic bine. Oricum, îl avem pe Fini, director editorial la ZF, alături de noi. Și vreau să-l întreb, e clar că nu se vor simți efectele dorite la finalul anului, da? Până în 2023, la finalul 2023, decembrie, da? Deficitul o să mai crească până atunci. Atunci, care e treaba cu măsurile astea? De ce înseamnă asta? Că ne luăm adio de la banii europeni, Fini? Sau s-a înțeles domnul Ciolacu la Bruxelles și a reușit o creștere a deficitului și nu știm deocamdată despre asta? Că e clar că aceste măsuri nu vor avea impact până la finalul anului și deficitul va crește. În primul rând, premierul Ciolacu, în mod ce s-a înțeles cu Bruxelles-ul, pentru o creștere a deficitului bugetar. Din informațiile noastre, ar fi undeva la 5%. Să crească de la 4,4 la 5% deficitul bugetar, în același timp, guvernul angajându-se să ia anumite măsuri, în special măsuri care să aibă un impact la anul. Și de aceea s-a venit cu acest pachet, care se discută acum, se aprobă acum, prin ordonanță de urgență, prin asumarea răspunderii, ca să nu fie modificat în Parlament, cu intrare în vigoare la anul. Ei n-au făcut niciun studiu. Deci asta este o iluzie să credem că s-a făcut un studiu care este impactul impunerii unui impozit suplimentar de 1% pe cifra de afaceri și totul raportat la profitul pe care tu l obții.
sau alte taxe și impozite. Cei mari întotdeauna vor găsi portițe. Cei mici, și sunt foarte, foarte, foarte multe companii mici, foarte mici în România, care funcționează ca mici întreprinderi, și guvernul speră ca cei mai mulți bani din 16 miliarde de lei, cel puțin 6 miliarde, să vină de la aceste micro-întreprinderi, adică de la mulți, da? În care se spună, domnule, nu mai plătesc, nu știu, impozit 1.000 de euro, ci plătesc 2.000 de euro. E, las 1.000 de euro, nu dau, renunț la o masă pe lună. Da? Păi eu văd, finii că ei iau o... Cel puțin, da, domnul Ciolacu, dar PSD-ul, că el e la guvernare acum, are o problemă și cu oamenii care muncesc zi de zi, care s-au chinuit să câștige bani, să-și cumpere o mașină mai bună, mai luxoasă, de peste 75.000 de euro, pentru că cei care au mașini de genul ăsta vor fi taxați special. La fel, cei care au locuințe de peste 500.000 de euro, taxați special. Se pare că noi, ăștia 4,5 milioane de angajați, îi susținem pe cei 1,2 milioane de bugetari. Asta este o tactică pe care a mai propus-o PSD-ul în trecut. Dacă nu e doar în România, nu? Nu e doar în România, dar este o supărare, pentru că vedem că bugetarii tot acolo sunt, tot acolo rămân, printre măsurile astea, că mă uitam de dimineață pe ele, și am văzut că sunt foarte mulți, foarte multe măsuri care vizează aparatul bugetar. Eu acum vă întreb, de unde știm noi că se vor da afară sau se vor face reduceri? Asta este o iluzie. Adică tot ce este menționat acolo, reducerea benzinei, deci reducerea alocației pe benzină, reducerea abonamentului la telefonie mobilă, reducerea cheltuielor pentru diurnă, pentru transport, pentru toate aceste chestii, plafonarea unor anumite salarii, nu aduc foarte mulți bani. Da, deci nu e, banii nu vin de acolo. Punem așa într-un mod cinstit. El s-a aruncat acest pachet, mi se pare un pachet disproporționat, adică din tot acest pachet, 85% din bani ar trebui să vină din sectorul privat, da? Din toate aceste măsuri, începând cu micro-întreprinderile, cu eliminarea facilităților fiscale pentru IT, pentru toate astea, și numai 15% să vină din reducerea cheltuielor bugetare. Este, repet, este un pachet disproporționat. De fapt, sectorul bugetar râde, da? La ceea ce va urma în sectorul privat. Fix asta, mai am o curiozitate, Fini. Cât este bugetul României? Este undeva la 500 de miliarde de lei? Bugetul României, da, 541, parcă era de miliarde de lei. Și acum cu un om, un român, care votează, da? Când vede că tăierea din costurile bugetare anul ăsta este de 600 plus milioane lei, ce părere să-și facă el despre toată povestea? Mihaela, e o întrebare mult prea sofisticată. Lumea, marea majoritate a populației nu percepe ce înseamnă diferența dintre 6 miliarde, 60 de miliarde sau 600 de milioane. Adică 600 de milioane nu înseamnă nimica. Dacă vrei să-ți dau 600 de milioane, înseamnă undeva la 120 de milioane de euro și gândește că numai șpaga, declarată oficial în dosarul Otopene de 22 de milioane de euro. Adică din reducerea a 5 păși din România se făceau banii ăștia. E greu, nu e. Și uite-te puțin, nimeni nu vrea să reducă cheltuielile cu bunurile și servicii într-un mod adevărat, adică la nivelul de miliarde și miliarde de lei, da? Unde s-ar putea face o economie foarte mare și din mici cheltuieli de investiții. Nu că nu ar fi investiția, dar un drum poate să coste 2 milioane de euro kilometru, dar poate să coste 5 milioane. Da? De ce nu știm noi că drumul ăla poate fi făcut și cu 3 milioane de euro? Știm, dar nu putem să facem nimic. Și putem să facem, dar nu vrem să facem. Păi există și varianta asta, da? Nu vor să riște, adică nimeni nu riscă. Oricine ar fi la guvernare, asta e iluzie, să intri în război cu aparatul bugetar. Uite-te puțin ce a făcut Băsescu. Deci Băsescu a tăiat peste noapte salariile cu 25% bugetar,
declarația lui Borsescu. Începând de la data X, se reduc salariile în sectorul, în aparatul bugetar, că asta a fost expres, 25%. Da? Și uite-te cum un întreg sector l-a urât. Așa e. Din acel moment. Și acum Băsescu este Ciolacu, e limpede că domnul Ciolacu nu-și dorește asta. A învățat. Adică PSD-ul și toți ceilalți lideri politici, uite-te care a fost soarta lor când se ridică împotriva sectorului bugetar. El nu vrea să facă lucrul ăsta, mai ales că la anul vine alegeri. Dar cu toate astea se vor resimți costuri mai mari către toată lumea, inclusiv către bugetari. Adică și ei vor simți creșterile de prețuri. Și mai devreme, până să vorbim cu tine, Fini, mă întrebam de ce a fost anulată impozitarea aia pe marile companii din străinătate. De ce nu o regăsim printre măsurile astea? Nu neapărat din străinătate. Companiile străine din România, dar majoritatea din străinătate. Numai puțin. Este tot ce înseamnă companie peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri, este inclusă în acest pachet fiscal. Am înțeles. Deci nu, spre exemplu, tu când dai o lege, tu nu poți să dai o lege pentru multinaționale și companii românești. Nu, legea este pentru companiile din România. Iar în cadrul companiilor din România sunt și multinaționale. Adică depinde de natura capitalului. Nu, legea este pentru toată lumea. Iar pachetul fiscal conține această prevedere, companiile cu o cifră de afaceri peste 50 de milioane de euro, da, dacă impozitul pe profit rezultat din activitatea lor este mai mic decât 1% din cifra de afaceri, da, vor plăti la nivelul cifrei de afaceri. 1% din cifra de afaceri. Deci se va face diferența. Bun. Și în concluzie, Fini, care vor fi schimbările în deficitul și în economia și în bugetul României în urma acestor măsuri? Păi ca să vedem aici ce spune, la anul ei speră să strângă 16 miliarde de lei prin majorare de taxe și impozite, 3 miliarde de lei prin reducere de cheltuieli bugetare, de să fac 19-20 de miliarde de lei. E primul. După aia mai vedem noi în anul 2, după ce se termină alegerile. Mersi, Fini.